Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face fursecuri, cornulețe cu Nutella umplute. Acestea sunt. Vom avea nevoie doar de foarte, foarte puține ingrediente. Le vom amesteca, facem aluatul, îl dăm la frigider și apoi întindem. Și umplem cu Nutella. Așa, eu le-am făcut și în formă. Ia uitați, în această formă de spirală. Așa, sau cornulețe, cornulețe. Fursecul, cornulețe. Așa. Și date prima dată. Vom avea nevoie de 100 de grame de unt, 200 de smântână, un praf de sare, și circa 250 de grame de făină. Făina o adăugăm treptat. Adăugăm mai întâi o parte și după aceea adăugăm treptat. Am să vă arăt cum. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Dacă mai intră mai puțină, o dăm deoparte. Așa. Și voi avea nevoie de un bol. Unde voi adăuga untul. Îl punem așa tot aici. Cu sarea, un praf de sare. Așa. Și o parte din făină o să punem. Punem așa, cam jumătate. Și acum amestecăm untul cu făină. Așa. Și strivim așa, strângem între degete untul. Îl putem tăia și bucățele, înainte să ne vină mai ușor. Ia uitați, îl tăiem așa bucățele. Și apoi îl strângem între degete împreună cu făină. Așa. Luăm făină în mâini și cu untul și strângem. Așa. Și apoi adăugăm smântână. Și dacă mai e nevoie, adăugăm făină. Dacă doriți să faceți doar fursecuri dulci, cornulețe dulci, puteți adăuga și esență de vanilie, coajă de lămâie, ce esențuri doriți, coajă de portocale. Amestecăm bine făina cu untul și apoi adăugăm smântâna. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și nu numai. Să-mi lăsați mesaje în comentarii de unde mă urmăriți, cei care sunteți noi aici pe pagină. Așa. Și am amestecat așa făina cu sarea și cu untul. Acum, voi pune smântâna pe toată. Aici am 200 de smântână. Eu am pus în borcanelul meu, vedeți, în acest vas, cam 210-215, că mai rămâne pe pereții vasului. Așa. Și scurgem așa. Și acum am să amestec cu o lingură. Încet, încet. Și apoi adaug făină, dacă este necesar. Și se vede că mai trebuie. Și noi o să mai adăugăm puțin. Vedeți? Am amestecat așa. Și acum adăugăm încă puțină de făină. Așa. Cum am spus, aici am avut 250 de grame de făină. Aluatul, după ce este frământat, îl lăsăm la odihnit. Eu l-am preparat aseară și l-am lăsat toată noaptea în frigider. Așa, mai adaug. Am să o adaug pe toată. Și dacă mai e nevoie, mai pun puțină. Așa. Și acum am să frământ cu mâna. Încet, așa. Thank you.
Am să mai adaug încă puțină făină. Încă este moale. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa, și mai adaug puțină. Să adaug așa cu mâna. Deci am adăugat 250 de grame de făină și un pumn. Apoi o să cântărim și pumnul. Așa. O incorporăm bine pe toată. Uitați cum a venit aluatul. Așa. Și acum, deci mi-au intrat 250 de grame de făină și un pumn. Să spunem 280. Așa. Apoi am pus 100 de grame de unt, un praf de sare și 200 de smântână. Acum voi pune acest aluat într-o folie alimentară și îl punem la odihnit. Și îl scoatem pe cel făcut aseară. Ca să facem. Așa. Ia să-mi duc pelicula. Ia uitați-l cum a ieșit. Vedeți? Așa. Și îl punem așa aici. Și dăm la frigider să se odihnească măcar o oră. Dar îl puteți face seara pentru a doua zi. Și să vă arăt cum diferența cum arată. Așa. Și acum, pe acesta îl dăm la frigider să se odihnească. Îl voi aduce un fund. Un sucitor. Așa. O să am nevoie de să închidem de câteva lune. Așa. Să tăiem. Și o să prefărăm puțină făină așa pe fund. Și vom întinde aluatul nostru. Și putem da orice fel de formă dorim. Elena, bună ziua Elena și bună ziua tuturor și bine ați venit. Și întindem. Așa, ne ajutăm și cu făină să nu se lipească. Eu am deschis și cuptorul. Așa, să punem și pe dedesubt. Și facem și cornulețe și moriști putem face. Așa.
mai întâi o să facem cornulețe și o să le punem în tavă. Mihaela, mulțumesc, mulțumesc. Și o să punem așa în tavă. Ia să punem puțină Nutella. Puteți pune și rahat, și dulceată, și compoziție făcută cu nucă. Tot ce doriți puteți pune. Eu am aici puțină Nutella și am să pun. Am să mă ajute două linguri. Două lingurițe. Așa. Să-ți facem cornulețe. Așa. Și acum întoarcem. Și dăm formă la cornulețele noastre și le punem așa în tavă aici, una lângă cealaltă. Și am să le dau la cuptor la 180 de grade, circa 10-15 minute. Se fac repede, repede, repede. Așa, vedeți? Și punem așa aici. Ia să dau mai... Să tragem aluatul așa, mai sus. Și acum... Și acum vom tăia pătrățele. Și fiecare pătrățel îl tăiem așa pe... pe colțuri. Și în mijloc o să punem puțină Nutella. Și acum mai închidem câte un vârf. Și punem o alună în mijloc. Așa aici. Și o luăm așa cu o palețică și o punem în tavă. Vedeți? Așa. Și o punem aici în tavă. Ia uitați. Așa. Să știți că sunt fragile, fragile. Luăm o alună și o punem în mijloc, așa aici.
Și acum o punem în tavă. Vedeți? Așa. Mai punem încă două și le dăm la cuptor. Și aici avem alune și luăm una și o punem așa în mijloc. Și închidem. Ia uitați. Vedeți? Și o punem așa aici. Ia uitați. Așa. Și dăm la cuptor la 180 de grade. Circa 10-15 minute maxim. Nu le ungem că o să le dăm prin zahăr pudră. Le-am dat și cu puțin zahăr sau cornulețe. Așa, vă reșim. Vedeți cum au venit? Așa. Și o să le dăm prin zahăr. Frige, frige. Cum v-am spus, Nutella nu curge. Nu curge și este foarte bună pentru făcut prăjituri. Așa. Și acum le pudrăm. Le dăm pur și simplu prin zahăr. Vedeți? Așa. Cornulețe. Sunt moi, 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 moi. Așa. Și acestea sunt fursecurile și cornulețele. Simple, bune și gustoase. Uitați, făcute mai devreme și făcute acum. Vedeți? Cornulețe și fursecuri cu Nutella. Vă pup, o zi frumoasă în continuare. La revedere și multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc din suflet. Vă pup, la revedere. Vă mulțumesc, pupici, o zi frumoasă.